Ce înseamnă să te trezești dimineața energetic, să te simți aiurea, da? Haos, sărăcie, transformare, bun. Asta a fost în dimineața asta, da? Foarte puternic, prima a mers. Tutarotul, da? Tutarotul față de ce simți în jurul tău. Energiile cum le simți. Da? Și tu tarotul. La 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 la. Și stai de vorbă cu cineva dimineața și simți. Da? Nici nu trebuia să te duci să stai de vorbă cu nimeni. Când te-ai trezit, ai simțit câmpul energetic. Da? Asta e dimineața aceasta minunată. Și nu uita că tarotul, tu nu le lua la inimă, nu sunt ale tale. Știu că nu e ușor, știu că, da? Nu sunt ale tale. Energiile, nici alea aiurea, nici alea drăgulea. Nu sunt ale tale. Tu ești la mijloc. Tu nici nu ai așa ceva. Energii bune, nebune. Energii așa, energii așa. Știi? Tu nu ai așa ceva. Energie pură care nu are nici plus, nici minus. Da? Asta înseamnă la mijloc. Că în plus, că în minus, că albă, că neagră. Nu ai așa ceva. Învață, învață. Știu că nu e ușor. Da, da. Asta ești. Cum te trezești dimineața, nu sunt ale tale. Da? Give away. Scanare rapidă, tu în tine. Da? Ce nu e al meu să rămână? Ce e al meu să rămână? Ce nu e al meu să ducă? Invers. A, când ești în oglinzi. Ce nu e al meu să rămână? Și ce e al meu să se ducă? Că e invers. Dacă asta vedeam în oglindă. Da, intri să te vindeci, să zicem pe YouTube ceva îți place și vezi în oglindă, da? Și e invers. E invers. Acum și așa cum cred că e. Da. Nu scrie aici. Ok. Da? Ai înțeles unde ești? Cum iei masca de pe oameni? Cum o zmulgi? Ți-o zmulgi ție. Nu mai ești la cheremul nimănui, nu mai ești nici așa, nici așa. Tu nu știi despre măști, tu nu știi că e o mască ca în teatru, da, o mască care plânge și o mască care râde. Tu nu ai așa ceva. Învață. Da, învață. Nu ai așa ceva. Scoți masca de pe tine, că nu ai așa ceva. Te-ai trezit, știi? Energia pură s-a reîncarnat în corpul ăsta minunat, la orice vârstă o fi. Așa? Și ce Dumnezeu, dai la o parte tot de pe tine, da? Nu ai așa ceva, nu e al tău. Și gata. Și te-ai speriat ce ai văzut în jur. Da? Toată lumea și-a dat măștile în jos. În jos, în sus, ok. Și-a dat măștile jos. Toată lumea. Și te-ai speriat ce ai văzut. E ca și cum tu ți-ai vindecat ce e înăuntru tău, ai înțeles, ai ajuns la niște... Da? Ai despachetat cadourile divine, programele, vrăjitorești, da? Ai înțeles? Ai dismis. Da? Și acum ai răbdare să se întâmple în toată lumea. Da? Familie, nebunie, da? Om cu om, nu se mai înțelege. N-ai treabă. Tu ai trecut prin așa ceva, știi unde ești, lasă să ajungă și câmpul tău energetic acolo. Da? Să se certe, să se despartă, să se împartă, să se întâlnească, să se îndrăgostească, prin tot ce ai trecut tu, da? Trece tot câmpul tău energetic. Ai răbdare cu el. În sensul ăsta ai răbdare. Nu să stai la cheremul nu știu cui, să rabzi nu știu ce. Ți-a turnat o căldare de zoaie în cap energetică?
tu dai cu căldarea de lumină și dragoste energetică cu dosul palmei. Tânci! Răstoarnă tot. Da? Acolo. N-ai treabă. Distrează-te. Distrează-te. E un fel de simte plăcere. Știu că sună cumva, da? Da? Vezi omul care, domne, nici cum. Vezi unde e. N-ai treabă. Pe o familie, că depinzi de unul, de altul, că ți-a promis ceva și nu-ți face, sau ai promis tu cuiva și nu faci, da? Încearcă să te ții de promisiuni. Dacă tu te ții de promisiuni și în afară se întâmplă lucrurile, dar ai răbdare să se transforme. E? Și tu la un moment dat ai înțeles, domnule, eu dacă promit trebuie să fac, chiar dacă sunt într-o altă dimensiune, altă realitate, că una zic ieri și alta zic azi. Da? Pentru că am sărit în altă realitate. Uite-te și fața cum e când înregistrează cineva. Altă față, un pic, nuanța, culoarea, privirea, sensul, da? Vocea. Altfel, e altfel. Mai deschis, un pic mai, un pic mai, da. Acolo ești. Uh-huh.